Bună dimineața, în zorii zilei să zâmbești, să fii tu însuți, să iubești, să ai încredere în tine și toate îți vor merge bine. Matinalii mei, joi 4 noiembrie, mai sunt 88 de zile până la sfârșitul anului și tot în această zi de început de lună și aproape sfârșit de săptămână este și ziua animalelor. La mulți ani celor mai scumpe ființe de pe pământ, cele mai iubitoare, protectoare și sincere suflete. Iar acum alături de mine revine domnul dr. Ciprian Deaconu, medic stomatolog la Denta Clinic, să discutăm despre importanța turismului dental la Râmnicu-Vâlcea. Bună dimineața, Ciprian! Bună dimineața, Amanda, și mulțumesc pentru invitație! Mă bucur tare mult că ai revenit, arăți foarte bine, te prinde această culoare și vreau să te întreb așa, ai animale de companie? Pentru că tot este ziua animalelor și vreau să punem puțin așa accent pe ele, pentru că sunt animale de companie, sunt iubitoare, sunt exact ceea ce are nevoie omul. Am acasă de 11 ani un bișon și cel mai nou membru patruped are în jur de un an de zile. Este un cățeluș din acela de pluș, mic, care credeam inițial că rămâne la un kilogram, dar a devenit puțin mai mare. Este minunat copiii mei să crească cu aceste animăluțe. Este foarte multe lucruri învățăm prin comportamentul foarte, foarte apropiat, afectuos lor, și da, aceste patrupede te simt când ai nevoie de ei și pot să spun că recomand terapia prin animale. Poate data viitoare când o să filmăm acolo la tine, la clinică, la Denta Clinic, o să ne aduci aceste animale, mi-e plac foarte mult, așa acolo, într-un birou ascunse să... Mai bine vă chem acasă. O să facem, stai liniștit că de la anul am ceva proiecte foarte frumoase în care îmi doresc tare mult să merg acasă la invitații mei și să gătim rețete culinare, să povestim... Nu știu, mie mi se pare o idee interesantă și apropo, ca să intrăm în pâine și să discutăm despre importanța turismului dentar la Râmnicu-Vâlcea. Vreau să le mulțumim în primul rând patiseriei Euro Gold din centru, îi găsiți mai exact. Au tot felul de sortimente ce vă pot satisface papilele gustative. Această plăcintă în această dimineață te-am întâmpinat, Ciprian, ca să prinzi energie. Nu știu dacă ești tu fan. Sunt. Da? Sunt. Ești fan? Uite, este o rețetă sârbească. Le mulțumim tare mult cu, în această dimineață te-am întâmpinat cu o plăcintă cu mai multe feluri, de brânză cu stafide, de brânză cu dulce, șuncă cu cașcaval și carne tocată. Miroase așa, deci nu mai pot să vorbesc, doamnelor și domnilor, am apă în gură, dar am zis să-ți dau așa și o cafeluță cu o plăcintă, exact cum trebuie să avem un mic dejun ca să avem energie pentru o zi plină, cum ai tu acolo la tine, la clinică. Ciprian, și vreau să-mi spui foarte multe, să ne dai foarte multe informații pentru cei care sunt plecați în străinătate, fie pentru diaspora, fie pentru străini care vin la noi în țară, special pentru aceste tratamente dentare, probleme dentare, cu ce se confruntă ei și mai ales că vrei să promovezi un proiect foarte important și anume cum să-ți faci implant într-o singură zi și să pleci. Și să ai și lucrare pe acele implanturi. Hai, povestește-ne, că stare curioasă. Călătoria a început undeva acum vreo 6 ani, în care foarte mulți colegi, prieteni au plecat în străinătate, s-au confruntat cu reale probleme în străinătate, probleme dentare, probleme de costuri, probleme de programări, probleme de timp. Și între timp ei au devenit pacienții noștri de câțiva ani, au reușit să-și rezolve problemele dentare. Ei trăiesc în niște comunități foarte mari de români în acea zonă. Au început să povestească despre noi, au început să vină colegii, șefii, prietenii din Anglia, din Germania, din Italia. Și atunci au început să apară și alte nevoi care Denta Clinic a încercat să le rezolve. Aceste nevoi au fost de comunicare permanentă, la început de făcut o consultație online, cu câțiva ani înainte de pandemie, noi făceam consultații online în care primeam radiografii, primeam poze ale pacientului, discutam pe WhatsApp aproape toate problemele care erau, practic pacientul venea la noi
super informat, știa tot ce înseamnă stomatologia modernă, tot ce trebuie să explice pacientului față în față, le spuneam online, de costuri, de timp de execuție, cine îi face, cât durează, ce vor primi, lucruri esențiale în luarea unei decizii a pacientului, pentru că de obicei stomatologia veche nu aborda acest subiect de comunicare și de informare cu foarte multă, foarte multă putere față de pacient. Și pacientul de multe ori era surprins, deseori neplăcut, de dureri, de costuri, de lucrările primite, de tot. Și atunci am început să facem această stomatologie predictibilă în care explic tuturor pacienților mei la prima întâlnire că suntem la o zonă de informare în care pacienții din străinătate primeau, ne trimiteau informații despre ei legate de statusul medical, legate de radiografii dentare. Noi puneam niște diagnostice, făceam niște planuri de tratament atât de cu o acuratețe atât de mare încât de cel mai multe ori nu era absolut nicio diferență între ce primeau ei acolo, informațiile și ce găseau în clinică. Și atunci, acest pacient care are o groază de frici, care are o groază de lucruri, care foarte multe întrebări de pus și mai ales are și o perioadă de o lună, două, până se hotărăște să vină în România, are timp să pună aceste întrebări, începe să se documenteze, începe să apară alte întrebări și eu am ajuns undeva la o săptămână să vorbesc cu acești pacienți din Anglia, în care ei văd, cercetează, mai apar întrebări și la 12 noapte primesc întrebări și le răspund. Care sunt cele mai frecvente întrebări pe care le primești, Ciprian? Ce te întreabă ei? Ce vor să afle cu ardoare despre această călătorie de a veni din Anglia în România, mai exact în Vâlcea, pentru a-și trata problemele? Care sunt cele mai dese întrebări? Deci, frica numărul 1 la nivel mondial, nu legat de stomatologie, este cât costă. Ah, ok. Bun. În prima fază, eu trebuie să-i scot din zona cât costă, pentru că de cele mai multe ori în această zonă apar foarte multe credințe. Foarte multe credințe ale pacientului că eu nu-mi permit, că eu sunt prea tânăr, sunt prea bătrân. De obicei, pacienții ajung în zona de probleme mari, când necesită 6 implanturi sus și o lucrare provizorie, ajung într-o perioadă de traumă, un an, doi, trei, în care nu prea își mai dau valoare lor, nu prea au o relație foarte bună cu ei și atunci credințele astea sunt foarte băgate acolo. E acel motiv să nu-ți faci un lucru. Tu conștientizezi că ai o problemă. Corect, așa cu dinții. Este. Știi că relația cu tine și cu ceilalți suferă, dar mintea noastră e atât de câteodată de ne dă motive să renunțăm în momentul când ne apucăm. Și atunci noi am patentat această nebunie care se numește cum să scap de frică pacientul, răspunzându-i la toate întrebările posibile și imposibile. Atunci mintea noastră se eliberează de acel stres că nu mai știu și începe pacientul să-și dea voie, începe să se prioritizeze, pacientul conștientizează ce probleme sunt. Prețurile sunt foarte absolut normal, sunt de acord să le spui de la început. Am protocolul acesta în clinică și online în care pacientul mult puțin trebuie să știe cât. Trebuie să știe cât costă. Niciodată recomand colegilor mei să nu se ferească de aceste lucruri, pentru că pacienții la un moment dat conștientizează valoarea comunicării, informării și a serviciilor și de cele mai multe ori nu, la finalul discuției nu este după preț, după ce valoare primesc. Dar nu s-au gândit la un moment dat să zică: domnul Ciprian, mă va costa și biletul, mă mai costă și aia? Nu ți-au pus astfel de întrebări? Nu ți-au adresat astfel de întrebări? Întrebările frecvente sunt... Sau aveți un pachet și cu totul? Avem un pachet care include cazare gratuită, include medicamentația gratuită, include mesele gratuite pentru cele 2-3 zile cât stau ei la noi. Opțional transfer aeroport, dus și întors. Ideea în sine este că apar frecvente și recomand pacienților mei din străinătate pentru a-și forma o părere și o dorință și o intenție să și a doua soluție medicală din altă parte. Întotdeauna când ai două opțiuni poți să faci să iei o decizie. Sunt foarte multe opțiuni pe piață acum. Într-adevăr, noi oferim foarte multă valoare pentru că eu ca medic discut cu ei în prima secundă și pentru ei contează foarte mult ca un medic să-i răspundă live la toate întrebările, pentru că eu mi-am asumat să fac discuții câte 2-3 telefoane pe zi în care discut cu ei și le spun ce probleme au și înțeleg, și cele mai multe clinici din țară nu au timp
sau nu au găsit timp sau nu au găsit medici cu expertiză care să le poată răspunde. Într-adevăr, ne batem pe o zonă de Turcia, de Slovenia, într-adevăr, prețurile sunt mult mai mici, dar să știți că pacienții noștri aleg România pentru că vorbim românește, pentru că folosim implantul premium, pentru că avem un istoric ca medici, că suntem în România medici buni, pentru că noi avem un istoric de zeci de mii de implanturi puse în clinicile noastre, pentru că mulți pacienți care au plecat de la noi s-au dus și au povestit valoarea mai care departe au primit-o. Cartea de îmbrățișări despre care povesteam, îmbrățișarea, prima îmbrățișare este o discuție cu mine, unul la unul, poate fi și la 11 noaptea și la 10 dimineața, în funcție de programul meu de la cabinet. Faptul că sâmbătă și duminica le fac video-uri și le arăt clinica și le arăt pacienți care au avut același fel de intervenții pe WhatsApp și discută și ei ne simt practic fizic acolo, nu vin într-o zonă în care nu știu, nu cunosc clinica, nu cunosc medicii. E o frică și asta foarte mare. Adică pacientul când vine la noi, el știe ce medic îi face, cât durează, cât costă, cât trebuie să stea la noi, ce trebuie să facă după și tot, ceea ce este minunat. Această consultație online este de multe ori mult mai vastă decât o consultație de o jumătate de oră cu pacientul față în față, pentru că pacientul are posibilitatea, după ce am vorbit o jumătate de oră la telefon și i-am arătat cazuri, poze, prețuri, tot, ca ulterior să pună întrebări și să pună întrebări și să întrebări, adică 2-3 luni până își pregătește el venirea, să răspundă la toate întrebările. Și vă spun un singur lucru, e așa de mișto când vine pacientul prima dată în clinică și tu ai vorbit de 5 ori cu el și el se... Mai ales la cum sunteți voi de prietenoși și de primitori, cu siguranță se simt ca acasă. Practic își dă voie pacientul, își dă voie să fie cu bune, cu rele, plângem împreună, râdem împreună, să mănânci cu chirurgii la masă. Da. E o chestie care nu știu câte clinici oferă valoarea asta, nu știu din ce punct de vedere n-ar face-o, dar noi avem o interacțiune așa family cu pacienții, de când ai venit la noi în clinică, ești de-al nostru, trebuie să știm de tine, ești sub supraveghere medicală 24 din 24 de ore pe timpul șederii tale. Întotdeauna nu o să-ți lipsească absolut nimic, sunt oameni care se ocupă de transfer de aeroport și oamenii povestesc emoția care au primit-o acolo. De fapt, despre asta este vorba. Serviciul medical este absolut oportun să fie premium și bine și totul curățenie și totul, dar energia care o simți în momentul când vii și îți faci 6 implanturi sus și 6 jos, când te gândești la într-o singură ședință și a doua zi primești lucrurile. Dar cum se poate? Cum se realizează asta? Este un sistem care cei din Germania îl folosesc de 40 de ani, noi îl folosim în clinicile noastre de 14 ani, avem peste 2000 de cazuri, practic pacientul vine cu niște resturi radiculare sau cu o proteză în gură și sunt pacienți din ce în ce mai tineri, vă vede pacienți de 35-40 de ani care nu mai au niciun dinte în gură. De unde apar problemele astea, Ciprian, de nu mai au dinți absolut deloc? Problemele noastre vin din stomatologia veche care câteodată era traumatică, câteodată apar niște moșteniri genetice, paradontoze primite, 70% mamă, tată, pierdute de sub control. Pacientul trebuie să fie foarte bine informat pentru că cel costă acum 30 de milioane, peste un an o să-l coste 100 de milioane, cel puțin, toate lucrurile pierdându-ți dinții, de la o plumbă de 200 de lei, ajungi la de 20 de ori mai mult un implant. Și atunci această frică, această psihologie care o face cu pacientul și această conștientizare, am făcut în urma unui istoric de 40.000 de pacienți, care am înțeles foarte exact că acei pacienți care nu și-au făcut, după 5 ani au revenit la noi, cu probleme cardiace, cu probleme de sănătate mari, pentru că acele infecții se duc unde nu trebuie și toate au legătură cu toate. Scrie în manuale chestia asta, pacientul nu este informat că poți să faci diabet și probleme cardiace să ai din cauza infecțiilor dentare. O infecție oriunde localizată, în gură sau oriunde ar fi, tot în sânge ajunge, tot undeva se oprește și tot undeva deranjează. Și atunci, pe partea de sănătate, avem foarte mult de suferit, pe partea financiară avem foarte mult de suferit și atunci singurul lucru care poate să-l ajute pe pacient în primă fază este informarea, empatia, înțelegerea și ajutorul. Pentru că dacă eu nu iau presiunile financiare prin niște sisteme de rate pacientului, dacă nu iau presiunea de frici prin o informație etapizată, chiar dacă pacientul se aruncă în prima etapă, cât costă? Este zona de cât costă, este definitoriu pentru el cât costă. Nu, de cel mai multe ori nu cât costă este important pentru el. Dar este o credință, ca și religia, ca și antibanchi și
tot da, este o religie. Dar că poate nu s-ar putea descurca să-și rezolve este o limitare, probleme. Este o autolimitare, pentru că, da, într-adevăr, noi ca oameni în 30 de ani am pus de foarte multe ori valoarea banului mai mult decât valoarea noastră. Și tot am calculat în bani, tot am calculat cât costă. Sănătatea omului nu se calculează așa, pentru că astăzi ești bine, mâine nu ești și poți să ai toți banii din lume, că de fapt nu mai e cât costă. E despre acel pacient. Corect. Și până la urma urmei, analizând ceea ce tu mi-ai spus, este foarte important faptul că voi oferiți atât de multe servicii, gratuite, pe genul cazare, mâncare, medicamentație, consultații gratuite, din ce ai spus, încât ei efectiv oricum își scot banii aceia de transport, de bilet, de avion, să vină în țară. Plus acolo, în străinătate, din ce știu eu, toată lumea se ferește din cauza prețurilor. Acolo vorbim de prețuri foarte ridicate și atunci, dacă stai să faci o balanță, cât ai da acolo și cât ar costa să vii în țară, eu cred că ești de 100 de ori mai avantajos să vii în România, în primul rând pentru profesionalist, în al doilea nu mai vii și la familie, îți mai vezi și familia, o mică vacanță nu strică și în al treilea rând te bucuri de toate aceste servicii plus profesionalismul doctorilor, din punctul meu de vedere. Vreau să-mi spui avantajele, Cipriană, ale acestor implanturi într-o singură zi. Mădălina, în primul rând vreau să fac un profil al pacientului meu care îl iubesc și știu cu ce suferințe vine. 3-4 ani de zile pierde foarte mulți dinți. Okay. 3-4 ani de zile se uită pe foarte multe site-uri, e debusolat, face tot felul de cercări turcea. Comparații, da. Da, la un moment dat își îl pune o intenție, da? Și ajunge la Denta Clinic. Își scrie un mesaj acolo, vreau să vorbesc cu doctor Ciprian. Da? Că majoritatea care scriu acolo, de obicei au și în cercul lor de prieteni, cineva care a fost la noi. Sau voi recenziile, sau... aceste emisiuni ajung acolo și mă simt și văd o emisiune de 40 de minute, incredibil câte lucruri îmi povestesc despre mine, câte știu și despre companie. Și acest pacient, la un moment dat, un video cu tine sau o emisiune TV este clicul care îi conștientizează pe el că el are o problemă. Și sunt pacienți care mă sună astăzi, ei nu au vacanță, nu au liber de la servici, dar săptămâna viitoare vin din Anglia. Există era mobilității. Pacientul care lucrează în Anglia de ani de zile este mobil. Este omul care se urcă în avion acum, știe unde se duce, știe ce să facă, știe unde să ajungă. Nu contează că vine la Râmnicu, Vâlcea, că vine de la Timișoara. Majoritatea pacienților mei nu sunt din Vâlcea. Majoritatea pacienților mei sunt din Oradea, Botoșani, Timișoara, peste tot. Și vin fizic la noi, își fac aceste intervenții, a treia zi pleacă, da? Mai au timp și de vacanță să se ducă unde tot și merg și duc povestea mai departe, pentru că singurul lucru care eu trebuie să mă asigur că se întâmplă este ca ceea ce le povestesc la telefon să primească mult mai mult când primesc în clinică. Să simtă exact lucrurile, că nu-i doare, că sunt sub supraveghere medicală, că întreabă lumea cum ești, ce-ți dorești și ce simți și ce vrei să faci. Și atunci, camerele sunt utilizate ca undeva la 4 stele, echipa este pregătită ca oricând să primească oameni care vin în consultație și inclusiv acum pot să-ți faci aceste implanturi. Este un foarte mare avantaj, având 5 chirurgi dento-alveolari și maxilofaciali în cadrul clinicilor noastre, să pot să fac un număr de pacienți dacă... Mâine vin 10 pacienți din Anglia, mâine și pe mine pot să-i fac pe toți. Cred că asta e un avantaj pentru noi. Da, și atunci când ei sună din străinătate să-și facă o programare, cred că vin la pachet așa și cu soția și cu copiii pentru un consult. Am dreptate, Ciprian, sau cum e? Cum se treaba? De obicei este așa. Noi bărbații suntem fricoși. Da, și au ea pe soție la pachet. Cei care mă sună pentru soție. Eram sigură? Da. Și de obicei vin împreună. Eram sigur, da. Prima dată când vin la noi, le facem analize, radiografii, CT-uri în cadrul centrului nostru de radiologie și îi zic, soțului, fă și tu radiografie. Nu, că eu n-am nicio problemă. De obicei, cine spune că are nicio problemă, are cele mai mari probleme. Noi, bărbații, trebuie să avem un motiv foarte bun pe cineva din familie care a trecut prin experiența asta și nici atunci câteodată nu este suficient pentru a ne apuca de aceste lucruri care totuși, v-am spus, noi nu naștem, noi suntem mai fricoși băieții și recunoaștem după 40 de ani, până atunci suntem așa. Și atunci, vin în cadrul clinicii, le facem toate analizele într-o singură zi, dacă este cazul, le facem și analize de sânge care ies a doua zi, avem niște centre de analize care ne ajută să, a doua zi să facem intervenția. Prima zi se odihnesc, se plimbă prin oraș,
avem flotă de mașini, le dăm să se plimbe, când ei vin cu avionul, se duc. Am avut un domn care a avut niște probleme de sănătate și până i-a ieșit analizele, a plecat la Sinaia o săptămână și i-am dat una din mașinile din flota noastră, au venit, au făcut intervenția și totul este făcut pentru pacient. El decide când vrea, el decide cât poate să stea și de obicei sunt pacienți care nu pot să stea mai mult decât 2-3 zile. Am pacienți care vin la controle la 6 luni, vin la noi, stau o seară și pleacă înapoi. Adică vin undeva sâmbătă sau vin vinerea și pleacă și nu au probleme cu serviciul. Legată de serviciile din Anglia, dau un exemplu acum, serviciile din Anglia sunt cumva foarte restrictive pentru pacienții de acolo. Ai un timp de durată pentru o programare foarte mare. Ok. Îmi pare rău că trebuie să spun asta. Acum câțiva ani aveam o părere mult mai ok despre acest sistem. Deci acestea ar fi avantajele faptului că ei calcă pragul locației voastre. Își rezolvă aceste probleme mult mai repede. Mult mai repede decât stând acolo. Să facă o programare. Exact. Bun. Tratamentele sunt mult mai ok pentru că de cele mai multe ori statul prin sistemul de asigurări recomandă extracția unui dinte. Oh, da? Asta care nu e avantajos deloc. De cele mai multe ori este o problemă, nu știu cât de bine sau cât de rău e, ei nu au acces la medicamentația necesară acolo. Da? Adică când ești într-o infecție mare, li se dă un Nurofen, nu au de unde să ia antibiotice sau ceva de genul ăsta. Asta vreau să zic, și mai grav este dacă nu au o cetățenie, adică dacă nu sunt de acolo sau oarecum... Majoritatea sunt ok cu actele. Problema este că au un sistem restrictiv încât câteodată obosesc cât caută și preferă să vină direct să-și rezolvă problema aici pentru că se lovesc de foarte multe nu-uri. De foarte multe lucruri care, cum să zic, imagine. După ce că ai dureri și probleme, te duci să-ți rezolvi la o clinică, nu-ți rezolvă pentru că o singură clinică face extracții undeva și te programează peste 3 luni, este ca și cum nu te-ar primi în urgență la spital, ceva de genul ăsta. Și pacienții, să știi că de cele mai multe ori ajung în faze foarte grave pentru că dinții dau semne că dor, dinții se rup, se văd, dor. Iei un antibiotic, ai impresia că te-a liniștit. Recomand în toate programele mele de informare. Antibioticul nu vindecă extracția. Dar care e diferența? Nu vindecă infecția. Când nervul acela te deranjează, trebuie, pe care trebuie scos... Trebuie intervenit. Nervul până a deranjat și până a durat tare, sigur îți dă 2-3-5 semnale. Okay. Tu le ignori zicând același, eu nu am nimic, care este o regulă generală și la un moment dat te poate pune la pământ. Sunt chisturi care nu dor. Sunt așa chisturi care cresc în ani de zile. Wow. Și oamenii vin și vă zic, nu am avut nimic. Ok, ai mai luat o tură de antibiotic și s-a mai format ceva acolo și ok. Mm-hmm. Nu înseamnă că dacă nu te doare, nu ai nimic. Este o mare greșeală. Și de fiecare dată recomand tuturor până în ultimul ceas. Da. Fă-ți o radiografie și vezi ce ai cu adevărat. Pentru că de cele mai multe ori șocul este... Eu? Asta am eu? Ceva de genul, da. Și atunci trebuie să iei atacul de panică pacientului să-i spui. Ăsta-s lucrurile așa, hai să-ți arăt perspectivele care ar fi, hai să-ți arăt cât ar costa, hai să vezi cum ai arăta. Uite, îți fac o simulare video, dai o poză din Anglia și îți arăt cum vor fi dinții tăi. Wow, se poate să fie așa acum, da, în cât timp? În 2 zile, pe bune? Mama, pentru că dezavantajul celor care n-au aproape dinți deloc devine un avantaj. Pentru că nu mai ai dinți pe care trebuie să-i păstrezi și să pui implanturi lângă să le lasă să se vindece 5-6 luni. Vii și ai pus 6 implanturi și o lucrare provizorie și peste 6 luni pui o lucrare definitivă. În 2 ședințe să se rezolvi toate problemele care 30 de ani ai dus. Wow, e genial! Nu mai e despre costuri, e despre timp, e despre valoarea care primești. A doua zi zâmbești, vin oameni din Irlanda care fac postări pe Facebook. Plâng, am dinți, plâng. Nu vine să crezi, mi se pare genial. Deci, am fost și într-o misiune cu un pacient a doua zi după ce am pus 6 implanturi și... Păi ia să vii la noi. Și singurul medic care a venit cu pacientul lui și avea 6 implanturi sus și o lucrare profesorie și acel om, Laurian, era 4 ani așa în spate. Ce relație să ai cu tine? Cum să mă mânci? Adică sunt niște chestii de suflet care le-am înțeles acum mult timp și am zis nu e despre bani, nici la noi, la Dental Clinic nu e despre bani. Nu ai toată posibilitatea, 30%, 40% spun în rate. Nu e despre bani. Pentru că de cele mai multe ori acei 30% sunt definitorii între a te apuca și nu te apuca. Și mă, dar când ești într-o zonă de război în care te trezești că nu mai ai dinți deloc, e tragic.
Da, și mai ales dacă mai ai și o vârstă, deci nu ai, să zici, cu 70-80 de ani, mă dă, ești 40 cu atât mai media. Asta vreau media să spun. Media mea am făcut 200 de sisteme în 2 luni de zile. 200, media este 40 de ani. 40 de ani. Povești de viață ce auzi, uh-huh. Și atunci eu trebuie să fac foarte multă dezvoltare personală, să nu mă încarc și lor să le dau o speranță și să le spun, băi, se poate, uite, bă, uite, e pacientul de lângă mine, vorbește cu el. Câte implanturi ai? 6. Adică, degeaba n-aș explica eu dacă nu le arăt exemple. Degeaba n-ar vedea eu oamenii care scriu povestea lor pe Facebook prin niște recenzii și povestesc acolo. Băi, am venit, am fost întâmpinat, am făcut aia și am făcut aia, pentru că până la urmă oamenii au nevoie de modele ca să acționeze și își doresc. Dacă nu au o dorință de genul ăsta, cred că ar mai veni din Anglia în 2 zile să-și facă. Asta și atunci spune, da. Ei se duc, vin, pleacă cu sute de flare la ei, se duc peste tot, povestesc, mm-hmm, cu oamenii, sunt foarte mari nevoie. De exemplu, sistemul acesta de 6 implanturi cu lucrare provizorie, sunt 6 jos, îți garantez că 50% din diaspora are nevoie de treaba asta. Adică sunt probleme enorme. Vorbim de milioane de români care au problema asta. Da, pentru că acolo, efectiv, dacă au o carie, nu le permite, exact cum ai spus și tu, timpul. Poate se gândesc că acolo să rezolvi o carie, o plombă, să adauge, să pună o plombă, costă foarte mult și uite, așa se lasă și încep problemele, nu? Că de la o chestie foarte mică încep, de fapt, problemele, acest din ce știu eu. Acești oameni nu trebuie judecați, trebuie iubiți și încurajați. Corect. Îmi place proiectul ăsta. Acești oameni n-au ajuns acolo pentru că au avut bani. Bani, exact. Corect. Acești oameni au ajuns pentru că primul lucru când s-au dus în Anglia a trebuit să dea acasă niște bani. Asta voiam pentru să spun. Că a zis, mai bine, mm-hmm, dau copilului meu și nu dau de la mine. Nu mă duc să-mi fac dinții. Și niște chestii profunde. Pentru că la 40 și ceva de ani începe să ne vină și nouă rândul. Nu mai avem necesitățile minimorum ca la 20 de ani când ne rupeam capete și mâini la fotbal și tot. Trebuie să avem o relație cu noi, copiii cresc mari, oamenii ne judecă când avem dinți. Jobul din Anglia mă ține pe loc dacă eu nu am cu ce vorbi. Eu sunt un adult care câștig cât de cât ok, dar am o problemă. Nu pot mânca, mă îmbolnăvesc de stomac, lumea mă judecă că îmi spune tot felul de patalamale că ce neglijent ești sau ce sărac sau... Nu! Oamenii aceștia au nevoie de o resetare, de o relație bună cu ei și atunci nu mai e vorba despre bani, este vorba de faptul că ei pot să-și găsească o rezolvare a unei probleme într-un timp scurt, da? Într-un moment în care simt nevoia de o resetare, pentru că mulți oameni simt, dar nu aplică. Așa este. Pentru că tot trec la motivul că nu am. Cei mai mulți oameni se supărați pe noi pe Facebook, știi de ce? Pentru că nu-și dau voie să aibă acces la noi. Înțelegi? Și ei sunt supărați că cred că sunt scump, dar ei au acces la noi oricând pentru informațiile astea. Și se supără că nu au curajul să facă pasul următor. Scrie un mesaj, număr de telefon, ăsta e numărul meu, cu tare. Și atunci vezi ce primești sau valoare ce. E ca o chestie neutră, nu? Ca o informație da, care anunțită cum altceva. Vezi ce ți se oferă, dacă îți convine ce ți se oferă, accepti. Dacă nu ai posibilitatea, să refuzi. Logic. Foarte mulți oameni ia cifrele din orice personal. Totul la bani, totul e la bani, asociații, totul e bani. Uită de ei, sunt pe locul 7-8 după bani, după asociație, după leasing-uri, după tot. Te uiți unde sunt eu. Și rolul meu este să-i aduc cumva, să-i prioritizez, să le spun o chestie. Fratele meu, uită-te la situația ta. Peste 2 ani eu nu o să mai am os unde să-ți pun implanturile. O să intervină implanturi zigomatice, care costă de 3 ori mai mult decât celălalt. O să iubești proteza dentară la ce, cât o să te coste acele implanturi zigomatice. Și atunci la 45 de ani să ai doar 2 opțiuni, implanturi zigomatice de 1000 de euro și o proteză, e grav. Care este diferența dintre proteză și implanturi, Ciprian? Sunt tare curioasă. Unii preferă proteza, de ce, și alții de ce preferă implanturi? Nimeni nu preferă proteza. Nimeni, nu? Eu fac în jur de 5 sisteme pe zi, uh-huh, în cadrul clinicii mele, de la un singur fapt, că proteza este un lucru, da, un lucru foarte limitativ, uh-huh, da, ca și cum ți-aș da mădăție 2 Adidas cu 5 numere mai mari, da? Proteza îți provoacă primul disconfort care l-am descoperit doar după foarte mult număr mare de pacienți, este oamenii au un statut
de om care merge în două picioare, nu un om care merge în patru labe. Și mintea noastră nu ne lasă statutul nostru să purtăm un lucru care trebuie dat jos, care ne bate, nu ne lasă să vorbim, care trebuie spălat seara. Și atunci relația cu noi este undeva jos. Este limita, în cadrul obținut acestora este o proteză de 1700 de lei și de 10, 15, 20 de ori mai mult cu implanturile. Dar să știi că oamenii nu preferă proteza. Nici oamenii de la 70 de ani nu preferă proteza. Eu le spun, eu pun o proteză odată la două luni în cadrul clinicii mele, pe lângă 200 de sisteme, și pun intermediar. Intermediar ce înseamnă? Ai avut un accident, ai pierdut toți dinții, spun pentru 5-6 luni, niciodată nu recomand. Eu sunt și tehnician dentar și am făcut sute de proteze. Este un lucru limitativ care te poate duce în zona de depresie, în zona de relație cu tine în care viața mea nu mai e ok. Pentru că ultimul lucru care e de zâmbit și de mâncat, ți l-ai lăsat pe ultimul loc. Ți l-ai lăsat în paharul cu apă seara. Și atunci pun o lucrare, o provizorie, cum zic eu, o proteză mobilă, timp de 5-6 luni, în care omul își face niște bugete, în care omul își face niște analize, în care omul e pregătit, dar îi spun de lucrări provizorii. Provizorii. Nu avem 70 de ani să stăm 100 de zile în post, să mâncăm 2 ore la telenovele, avem vieți active de 40 de ani care nu ne permit să avem ceva limitativ în gură. Ciprian, pentru că nu mai avem timp decât câteva minuțele, vreau să ne spui pentru cei care ne urmăresc la această oră și pentru cei din diaspora care vor să apeleze la serviciile voastre, unde vă găsesc? Ei, avem site www.dentaclinic.ro, avem tot felul de reclame, avem numere, adresa de Dentaclinic de Facebook. Eu personal, peste tot, în fiecare zi las pe numărul meu personal și de obicei îmi fac timp să vorbesc cu majoritatea oamenilor. Numărul de telefon care este? Numărul de telefon este 0749-90-96, al meu. Okay. Sunt singurul medic din România în care îmi doresc și fac public numărul meu de telefon. Pe WhatsApp-ul meu în fiecare zi există 30-40 de mesaje, care seara și la 11 noaptea, chiar dacă e fus orarie mai bine și pentru ei, eu le dau numărul meu și îi îndrum. Am pacienți care vorbesc de 2 ani de zile cu ei și urmează să vină. Și acum sunt cazați 3 pacienți din Anglia care urmează ca mâine să plece cu lucrările provizorii pe implanturi și viața e faină când faci din suflet toate lucrurile astea. Și mai ales când zâmbești perfect și cu o dantură impecabilă, dragii mei matinali, pentru probleme dentare și nu numai, apelați la Ciprian și la Dana Deaconu. Sunt oameni profesioniști, Dentaclinic și Pasindora vă așteaptă cu brațele deschise, cu profesionalism și cu îndrumare spre rezolvarea oricărei probleme, nu Ciprian? Ai, suntem. Suntem la rând cu Vâlcea, vă așteptăm. Îți mulțumesc tare mult pentru ediția matinalului de astăzi. A fost o ediție specială, fără horoscop și meteo, pentru că mi-am dorit să aduc în atenția dumneavoastră cât mai multe informații despre o dantură perfectă ce o puteți avea dacă apelați cu încredere la profesioniști. Ciprian, încă o dată mulțumesc și te mai aștept pe viitor, pentru că avem foarte multe de discutat. Știu, și eu cu voi. Mulțumesc de invitație, mă dă, și vă doresc să aveți o zi minunată, dragilor. Cu tot dragul. La revedere, doamnelor și domnilor, vă pupăm, vă îmbrățișăm. Zâmbete, foarte multe, zâmbete, zâmbetul aportativ, așa cum s-ar spune. La revedere.